Ei, eu, fraților, astăzi o să facem un video pe care mulți l-așteptam și eu l-așteptam, dar înainte de asta, haideți să bubuim acolo butonul de like și de subscribe. Ei bine, astăzi o să luăm seria 6-le și o să aflăm care este cel mai mic consum pe care îl poate scoate un motor de 3000 benzină. Astăzi vom merge până la București, noi împreună cu mine, singurei, și prima oară vom merge să alimentăm, după care spălăm repede mașina și mergem la București, iar vreau să aflu cât poate să consume cel mai puțin motorul ăsta, bineînțeles, la o limită de viteză legală, aceea fiind de 130, merge până la București, o să avem undeva la 100 de km și vom afla răspunsul împreună. Da, nu uităm de like acolo și revenim de la benzinărie. Cată cu repede că iar o să am probleme cu vecinii. Este 10 dimineața, sâmbătă, și nu cred că v-ar fi plăcut să fiți treziți de un zgomot de N55. Bine, mie personal mi-ar fi plăcut foarte mult. Bine, am revenit din mașină. Hai să pornim mașina că nu mai pot de cald. Perfect. Și în momentul de față am alimentat, am făcut plinul, după cum vedeți. Range-ul este de 576, iar acum o să resetez consumul pentru astăzi. Nu o să-l resetez pe ăla. Ok, deci consumul ei este unul de 14,5, dar nu e pe mulți kilometri, e maxim 2000 de kilometri. Și mers în oraș, în fine, iar ăla pe astăzi a mers foarte încet, este 15,7. O să le resetez. Ok. Și plecăm spre București. Hai să vedem dacă haterii o să facă față la videoclipul ăsta și, în primul rând, vreau să-mi scrieți în comentarii cât o să scoată consum. Nu o să merg pe Eco Pro, pentru că nu prea mergi normal pe Eco Pro, adică vreau să fie un video super realist. Ca și cum ai lua mașina și ai merge până la București, de la Pitești. Era să nu mai ajungem nicăieri. Ok. Un video pur și simplu, de la Pitești la București. Eu acum am treabă la București, o să vă iau cu mine. Apropo, n-am mai spălat mașina acum. O să spăl fix când ajung în militari, pentru că e spălătoria aia nouă. Îmi pare rău dacă vă mișcați, dar investițiile pentru videoclip au fost unele minime, încât momentan filmez acest pop cu telefonul, de pe un suport de telefon normal, care se bălângăne foarte rău. Nu prea am ce să-i fac, probabil o să stabilizez eu imaginea la editat. În fine, trecând peste problemele astea inutile, bine, nu prea cred că sunt inutile, că sunt... Avem limită de viteză 100. Okay. Până la autostradă, putem să ne distrăm și noi puțin? Hai să ne distrăm până la autostradă puțin. Videoclipul și o să facem cât consumă cel mai mult un motor de 3 litri, nu, glumesc. Naughty, naughty, you teasing me, you naughty, naughty. O să fim cu minți, chiar o să fim cu minți. Ok, scoatem de pe sport și cutia
și mașina o vom trece în Comfort Plus, cum am stabilit. Deci, în față este intrarea pe autostradă, Comfort Plus și limita o să trecem direct la 130. Eu preconizez că o să scoată consum undeva pe la un 9. Da, un 9. Depinde cât de aglomerat. Bine, nu știu dacă e chiar aglomerat autostrada, având în vedere că e, ba da, trebuie să fie aglomerată. Este sâmbătă și e 12. S-a făcut verde. Fără accelerări bruște, fără popsuri, fără nimic. Mamă, deci sunt atât de curios cum o să fie mașina după soft. Săptămâna viitoare o să mergem la băieți. Nu o să vă zic la cine mergem, pentru că deocamdată nu sunt sigur unde o să fac softul, dar o să merg la cineva, la... Zic eu, eu cred că la ei o să rămân, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum au vorbit cu mine și le-am explicat ce vreau. Să știți că nu e chiar așa ușor să modifici o mașină, adică sunt foarte multe bătăi de cap, pentru că trăim în țara asta și în țara asta nu prea e permisă nicio modificare. Iar un lucru pe care l-am întâlnit cam la orice garaj am fost și am încercat să vorbesc cu ei a fost, bineînțeles, țeapa. Băi, frate, deci niciunul nu ezită să te fure cât poate la bani, la orice. Cred că o să termine, o să termine. Cred că o să tremure puțin telefonul, că sunt niște denivelări aici. În fine. Da. La orice garaj am fost, ba că ține de evacuare, ba că ține de soft, ba că ține de arcuri. Toți au încercat să mă tragă în piept. În fine, trece pe lângă negativismele astea. O să trec mașina la 120. Chiar sunt curios. Uite, o să ținem display-ul pe... Ok. Pe consum. Deci deocamdată am făcut 4 km și avem consum de 14,6. E un început super ok. Din păcate nu pot să am Waze-ul activat. Uite, este de cât de cât aglomerat. Nu pot să am Waze-ul activat pentru că s-ar auzi pe microfonul mașinii ce vorbesc eu și n-ar fi o calitate destul de ok. Bun, unde am rămas? L-am modificat mașina. Da, nu este atât de ușor să modifici o mașină în România, pentru că, în primul rând, e greu să găsești oameni, nu o să-i găsești niciodată pe internet. Dacă tu vrei să schimbi arcurile și scrii pe internet, de exemplu, scrii service. Te duci la service și o să zică: a, nu facem asta, a, nu. Vrei să faci un downpipe la mașină? Bă, dar este super aglomerat. Ce se întâmplă? Vrei să faci un downpipe la mașină? Te duci și zici ce vrei, ce nu știu. Noi nu facem asta. Cunoști pe cineva? Nu cunosc. Și bineînțeles că nu o să se recomande niciodată unul pe altul, pentru că doar nu te duci să vine un client la tine și tu îi zici du-te la concurență. În fine, trecând peste toate chestiile astea, săptămâna viitoare am vorbit cu băieții. Băi, am depășit limita. Ok, limita o să fie între 120 și 130, ca să nu curcăm nici traficul. Da, cum ziceam, am vorbit cu băieții săptămâna viitoare pe vineri. Mi-au zis să vin la ei să stabilim ce și cum. Nu o să-i fac un simplu soft. V-am zis, vreau să fie, și nu vreau, o să fie cel mai gălăgios seria 6 din România. Abia aștept să terminăm proiectul ăsta, după care o să vin de mașina. Părere de rău, dar și părere de bine, pentru că întotdeauna o să urmeze ceva mai bine. Da, o să vin de mașina și o să ne apucăm de alt proiect, dar până mai e mult până acolo. Vreau să o să-l depășesc pe domnul, ca să pot să mă bag cu banda altui. Am 140. Cer scuze pentru poliția română care vedea asta, a depășit limita de curs 2 la oră. Ok, și acum o lăsăm frumos să curgă și o să mergem cu acest Sandero până la București. Da, o să mergem să facem soft. Vreau să fac soft și la cutie și la motor și, bineînțeles, flăcările. Acum pot să beau și liniștit o gură de apă, că mi s-a uscat gura. Bă, da, cineva mi-a setat limita la 122, vreau 120 și mergem liniștiți. Eu sunt în momentul de față puțin șocat. Nu o să vă vină să credeți. Suntem la kilometru 20-30, mai avem încă 23 de kilometri și consumul este unul la care nu se așteaptă nimeni. Deci pun pariu că nimeni nu se așteaptă ca un motor de 3000 benzină să scoată astfel de consum. We'll be right back.
tocmai ce am ajuns și eu acum. Tocmai ce am ajuns și eu acum la spălătorie. Ei bine, uitați-vă cât de mare este spălătoria asta. Eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Are 17 boxe. 17 boxe. Rămâneți până la final ca să vedem cât a scos mașina Consum, pentru că eu nu m-am uitat. Sunt foarte curios, m-am uitat la jumătatea drumului și deja era un număr la care nu m-aș fi așteptat niciodată din partea acestui motor, pentru că uitați-vă și voi ce scrie aici. Da, spăl mașina și rămâneți până la final să vedem cât a scos Consum. Ei bine, mașina are luciul ăsta și va rămâne cu luciul ăsta fără zgârieturi, deoarece eu întotdeauna am folosit produsele de la Prian. Sunt niște băieți noi apăruți pe piață, care se ocupă cu diferite produse pentru îngrijirea și cosmetizarea mașinilor. Auto, în mare parte. Ok, nu știam de ce nu face focus. Ei bine, acesta este un prosop, acesta este cel mai scump prosop de la ei. Ca să vedeți cam cât de mare e. Nici măcar nu încape în cadru. Țineți cont că săptămâna asta aveți 25% reducere la orice produs de microfibre, orice lavetă, prosop sau orice vreți voi de pe site. Nu uitați să aruncați un ochi și acolo pe site, o să vă las aici câteva exemple de produse de pe site și haideți să vedem cât a consumat seria 6-le de la Pitești la București cu o viteză de maxim 130 km pe oră. Am intrat în mașină și urmează să vă arăt consumul, însă nu acesta este consumul pe care l-am făcut pe autostradă, deoarece mașina asta a pornită cât timp au fost trase diferite cadre la spălătorie. O să vă arăt consumul pe care mi-l afișează acum după undeva la 20 de minute de stat și cu ea pornită și după care o să vă spun care i-a fost. Ok, consumul este unul de 9,2 pe 101 km. De fapt, consumul cu care am venit a fost unul de 8,7. De asta v-am spus că sunt impresionat, luând în calcul că noi am plecat cu un range de 537, dacă nu mă înșel, și acum am 639. Adică, ce vrei mai mult? Și putere și sunet, care pentru mine sunetul este unul dintre cele mai importante. Părerea mea este că atâta timp cât o mașină nu ți oferă puțină emoție și sunet frumos și să ai pielea aia de găină, degeaba e puternică, degeaba te teleportezi cu ea, degeaba etc. Băi, fraților, eu am fost Bisoi. Sper că v-a plăcut, să zic așa, challenge-ul nostru de astăzi. Scrieți-mi în comentarii ce fel de challenge-uri ați vrea să mai vedeți pe canal. Și da, nu uitați de like, subscribe și un follow pe Insta, pentru că acolo postez prima dată ce voi face într-un episod. V-am pupat, pa!